Astăzi discutăm despre rolul moștenirii genetice în diabetul zaharat. Diabetul de tip 1 este o boală autoimună în care, practic, toate celulele noastre care ar trebui să secrete insulină și deci să combată glicemiile astea mari, pentru care apare diabetul, toate aceste celule sunt distruse de către organism. Cine are în familie persoane care au diabet sau care au avut diabet, va avea un risc mai mare să dezvolte o formă de diabet. Ar trebui să avem grijă la ce mâncăm, ar trebui să avem grijă la controlul greutății noastre. Happy Cafe, de luni până vineri, de la ora 17:30, la Happy.